scoateți paralele și treceți la cumpărat satul. Bărbatul, eu am cumpărat satul. A cumpărat satul cu 6.000. În clipa care urmează se dă start frumoaselor tradiții, a tradiției de vânzare și cumpărare a satului, ca ulterior să pornească cețele de urători pe la casele oamenilor. Și gospodari și gospodine, căutați buzunarele, scoateți paralele și treceți la cumpărat satul. Start acțiunului, pun 2000 de lei, scot în vânzare satul. Și chiar costă la noi 2000 de lei satul, din partea mea 6000 de lei. Pentru noi înseamnă că e tradiția satului, nu pierdem tradiția și am cumpărat satul cu 6000. Dacă am văzut că nu erau concurenți, chiar sunt cert. Împrejurul bratului, suntem Plăcău sus. Să-mi trăiască la mulți ani. Păi de când m-am născut eu de 64, satul Țigănești așa este, tradiția asta de când m-am născut eu așa. Și la Crăciun și la Sfântul Vasile. Se vede satul, se cumpără satul. E plăcuceat asta. Gospodarii toți dau câte o capică, două oruțe și sunt aici. Bărbatul, eu am cumpărat satul. A fost hoară aici, hoară. Cu cât a cumpărat soțul dumneavoastră satul? Cu 2000 de lei. Mai mult nu, dar unii mei